Salutare dragi prieteni, Reincos aici pentru voi cu un nou unboxing. De data aceasta la o tastatură foarte specială de la Logitech. Am aici micuțul meu companion, Boxapag, la care am făcut un unboxing acum ceva vreme. Va ține companie de acum încolo în toate unboxingurile mele. Da, îl punem aici. Tag. Bun, cum spuneam, o tastatură de la firma Logitech. Face parte din seria G Gaming și este o tastatură foarte, foarte deosebită din multe puncte de vedere. Modelul este G510S. Da. O poză foarte drăguță aici pe cutie. Avem un sticker cu US English Keyboard. Pam pam. După cum vedeți, foarte multe taste macro, foarte multe taste cu diferite funcții, un ecran LCD la fel, cu diferite funcții și diferite statistici. Avem aici taste multimedia și o rotiță scroll pentru volum. Țin să precizez că această tastatură are o placă de sunet integrată, da? Deci o placă de sunet pe USB care se va conecta automat, ne va apărea automat în panoul de sunet de la Windows, când vom conecta căștile. Avem aici două jack-uri 3.5, unul pentru microfon, unul pentru căști, și atunci când vom conecta microfonul sau căștile, această placă se va activa și va apărea acolo. Da, avem și buton pentru mute, atât pentru microfon cât și pentru căști. Da, avem aici un buton mecanic pentru dezactivarea butonului Windows atunci când ne jucăm jocuri. Da, mai multe profile M1, M2, M3 pentru aceste taste din partea stângă, pe care le putem mapa diferit pe M1, diferit pe M2, pe M3 în funcție de nevoile noastre. Hai să întoarcem și pe partea cealaltă. Mai multe specificații. N-am să vă plictisesc cu chestii de genul ăsta. Avem și un palm rest sau wrist rest, cum se spune. Haideți să o scoatem afară din pachetul ei. Ca orice alt pachet din ziua de azi, este o cutie în altă cutie. Eu am de ceva vreme această tastatură și am pus-o înapoi în cutie să fac un unboxing pentru voi. Am cumpărat-o de Black Friday anul trecut, în 2015. Am prins-o la un preț foarte bun de la Altex. Această tastatură chiar are un preț destul de piperat și nu este o tastatură mecanică. Da, atenție mare, nu este o tastatură mecanică. Cu toate că are un preț destul de masiv. Eu am prins-o la Black Friday și am spus de ce nu. Da, a fost la un preț foarte bun. Bun, aceasta este tastatura. Haideți să o scoatem de aici. Așa, câteva șorticele cu informații. Uite așa avem aici. Așa, ce mai e aici? Așa, și ăsta. Da. Bun. Asta a fost cutia. Haideți să o punem deoparte. Și haideți să ne uităm la tastatură. Atracția zilei. Bun. Câteva informații. Un manual. Da, cum să... Da, keep informed. Da, ne dă statistici despre sistemul nostru de operare, statistici despre temperatura componentelor
din calculator, placă video, procesor și așa mai departe, ceas, diferite informații după web, da, vedeți aici placa de sunet, da, placa de sunet integrată a ei. Bun, cam atât aici, da, asta a fost manual în mai multe limbi și asta a fost. Bun, asta a fost partea plicticoasă. Acum, haideți să o scoatem afară de aici. Am folosit-o destul de puțin. Acum am să o abuzez, să zic așa. Avem aici un sticker pentru protecție, să zic așa. Nu l-am dat jos, l-am lansat aici, cu toate că el s-a murdărit pe partea asta, îl voi da jos. Hai să-l dăm jos acum, cel mai bine. Na, un ecran lucios. Foarte bine. Arată foarte bine. Sper că nu se va zgâria. Foarte ușor, cel puțin. Haideți să scoatem și partea de jos. Bun. Câteva detalii. Prima impresie. Materialele folosite sunt de înaltă calitate. Mult, mult mai plăcută la atingere decât orice altă tastatură pe care am atins-o până în prezent. Are, cum spun ei în reclamă, o suprafață anti-amprentă și un pic cauciucată, nu știu cum să vă zic, are un feeling din acela foarte, foarte, foarte plăcut. Da. Așa se aude, ăsta e zgomotul. Da. Tastele macro aici, profilele M1, M2, M3. Este o tastatură iluminată, să nu uit acest aspect, să vă spun. Este o tastatură iluminată RGB, da, are 18.6 milioane de culori, dacă nu mă înșel. Și putem să o facem în orice culoare vrem noi. Există și scripturi pentru ea, o putem transforma într-o nebunie de lumini. Da. Scripturi pentru diferite jocuri pentru acest LCD. Pentru a ne arăta diferite informații și așa mai departe. Da, aici e butonul pentru intensitatea luminii. Da, intensitatea tastaturii. Aici vom controla intensitatea luminii. Buton general pentru mute, rotiță, scroll pentru volum, tastele multimedia dedicate. Da. Ei spun că acest material este anti-amprentă. Acum, ce vă pot spune? Se murdărește, însă nu foarte ușor. Se poate curăța într-un mod comod cu o pensulă, pam, 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 suflată ușor și eu cred că este mai mult decât îndeajuns. Avem și un sistem de piciorușe pe spate. Haideți să vă arăt și aici. Da. Nu știu cât de folositoare sunt aceste piciorușe, nu prea mi-a plăcut. Am văzut pe modele mai de buget, nu știu, modele ieftine de la Logitech în care au incorporat pe aceste piciorușe cauciuc și automat oferea un grip mult mai bun pe birou. Aici nu avem niciun fel de cauciuc pe partea de sus, nu este absolut nimic decât aici pe partea de jos. Sunt două piciorușe mari. Îi conferă oarecum stabilitate. Da, dar era mult mai bine dacă avea și aici. Nu are. Dar nu asta e, nu pot spune că este un minus. Da, după cum vedeți, este o tastatură destul de mare. Avem aici orificiile pentru scurgerea lichidelor. Dacă vărsăm ceva pe ea, nu se va strica. Se va scurge prin acele orificii. Da. Haideți să-i montăm și ăsta. Să vedeți cam cum vine. Da. Clic și gata. E,
Părere personală, să zic așa, după aproximativ o lună, o lună și jumătate de folosință, vă pot spune că pe departe este cea mai comodă și mai performantă tastatură care am deținut-o până în prezent și sunt în lumea tastaturilor și perifericilor, să zic așa, de ceva vreme bună și nu am întâlnit o tastatură așa bine construită și calitativă. Cam atât a fost unboxing-ul și prima impresie la tastatura G510S de la Logitech. Sper că v-ați făcut o idee despre cum arată această tastatură și dacă sunteți în căutarea unei tastaturi și o prindeți la preț redus, nu ezitați, este superbă. Eu am fost Reincozo, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, toate cele bune!